În momentul acesta, la Ministerul Sănătății, știu că s-a făcut un raport pe care l-a primit premierul Florin Cățu. Se cunoaște în detaliu situația din țară, cum credeți? Se face o evaluare în acest moment. În țară situația era raportată, să spunem, odată prin acele alerte mese, în care fiecare spital raporta și stocuri și tot ce avea, și inclusiv numărul de decese, dar statistic, nu nominal. Existau sau există controlele făcute de Inspecția Sanitară de Stat în fiecare dimineață. Există acea platformă Corona Forms, pe care am inițiat-o în octombrie, iar pe acea platformă am putut să aplicăm și legea în care cei care erau asimptomatici sau cu simptome ușoare rămâneau acasă, fiecare laborator raportând imediat rezultatul testului în acea platformă, iar acel rezultat ajungea la pacient, ajungea la DSP, care elibera acele decizii de carantină pentru cei care stăteau în casă sau de izolare pentru pacientul în sine, intrau în legătură cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe baza CNP-ului și în același timp pensiui intrau și cu medicul de familie, care prelua acest pacient spre monitorizare. Tot în acea platformă erau și raportate nominal pe CNP și fiecare deces. Deci ați lăsat un protocol clar. Existau, dar, mă repet, fiecare echipă managerială când vine își vrea să-l păstreze pe cel vechi sau își face un protocol propriu care să poată urmări sau gestiona un minister.